Coaliția de guvernare nu a ajuns încă la un consens pentru eliminarea sporurilor nesimțite. Liderul PNL, Ludovic Orban, a anunțat că încă se poartă discuții în acest sens cu cei de la USR și UDMR. Cele trei partide au convenit ca plafonarea sporurilor să fie adoptată în Parlament și nu de către guvern. Dacă există modificări, ele urmează a fi făcute în Parlament. Când vom avea un punct de vedere comun, îl vom exprima public, oricum. Avem ca obiectiv în cursul acestui an îmbunătățirea legii salarizării în sectorul public, iar în cadrul procesului de modificare, de îmbunătățire a proiectului legii salarizării unitare în sectorul public, cu siguranță va fi abordată și chestiunea sporurilor. Ludovic Orban susține că există și sporuri justificate și anunță o analiză serioasă înaintea unei eventuale decizii. Eu sunt pentru existența unor sporuri care, într-adevăr, să fie bine întemeiate, bine justificate și care să reflecte cu adevărat o realitate în ceea ce privește munca depusă de beneficiarii acestor sporuri și de condițiile în care se desfășoară activitatea lor. Premierul Florin Câțu anunțase în urmă cu câteva zile că guvernul nu va tăia sporurile nesimțite și va lăsa acest lucru în seama Parlamentului. După discuțiile în coaliția politică și cu juriștii, a fost mai bine să mergem în Parlament ca să nu fie o problemă de să fie atacate și apoi să nu poată să meargă mai departe. Deci sporurile și indemnizația hrană vor merge în Parlament. În ordonanța urgență sunt voucherele și punct de pensie.